Astăzi un grup de experți au apărut în cadrul unei conferințe de presă în care au vorbit despre necesitatea reducerii tarifului pentru gazele naturale. Bună ziua, stimați telespectatori! Aceasta este tema ediției de astăzi, Reflector Analitic, prin care ne propunem să aflăm de ce trebuie să fie micșorate prețurile la gazele naturale și care sunt premisele reale. Aceste lucruri vom încerca să le discutăm împreună cu Sergiu Tofilat. Bună seara! Bună seara! Și Sergiu Ungureanu, de asemenea expert economic. Bună seara, domnule Ungureanu, bine ați venit în cadrul emisiunii noastre. Bună seara. Domnule Tofilat, încep prin acea întrebare pe care ați enunțat-o astăzi de câteva ori, chiar în cadrul acestei conferințe de presă. De ce trebuie să fie micșorate prețurile pentru gazele naturale? Pe ce substraturi vă bazați atunci când faceți aceste afirmații? Vă rog. Da, mersi. Deci dacă deschidem raportul ANRE privind prețul de import a gazelor pentru 2017, datele sunt doar pentru 6 luni, observăm că Moldova Gaz a importat gaze la un preț de 2.997 de lei pentru 1.000 de metri cubi. În tariful care noi îl plătim acum, ANRE a inclus un preț de 4.194 de lei. Deci practic 1.200 de lei mai mult decât noi plătim în realitate. Deci, realmente, Moldova Gaz cheltuie mai puțin decât este tariful aprobat de ANRE. Și noi am, împreună cu colegii, am făcut un calcul, dar cu cât ar trebui de redus tariful. Deci, dacă luăm în considerație doar prețul de import, scăderea lui, atunci tariful trebuie să fie redus cu 21%. Acum, ce se întâmplă că tariful n-a fost redus? Noi plătim bani suplimentar în plus. Acești bani ajung la Moldova Gaz și ei trebuie cuantificați, socotiți și ulterior excluși din tarif. Deci, pentru 2017 și pentru 2016, că Andreiul nu a revizuit tariful de 2 ani de zile, noi suplimentar am plătit 1,5 miliarde de lei. Acești bani o sumă enormă trebuie excluși. Da. Dar trebuie să ținem cont de faptul că au mai fost niște devieri tarifare din 2011 până în 2015. Atunci gazul era mai scump decât ANRE a stabilit în tarif. Da, și atunci noi am rămas datori cu vreo 1 miliard de lei la Moldova Gaz. Da, deci diferența per total, oricum noi am plătit în plus vreo 500 de milioane de lei aproape. Dacă excludem și pe ăștia din tarif, asta e o reducere încă vreo 1% nouă. Deci, per ansamblu, astăzi, noi am plătit cu 30% mai scump tariful la gaz. Deci el trebuie redus cu 30%. Acum, dacă deschidem metodologia de calculare a tarifului și de aprobare, care e un act normativ aprobat de ANRE și trebuie să se conducă de dânsul, vedem că dacă există o diferență mai mare de 5% între costurile aprobate de ANRE și inclus în tarif și cheltuielile de facto la operator, la Moldova Gaz, ANRE este obligat să revizuiască tariful. Noi avem o diferență de 30% și ne punem întrebarea: din ce motiv agenția nu revizuiește, nu reduce tariful? Mai ales că suntem acum în sezonul de iarnă, când consumul de gaz e foarte mare. E sporit. Da. Exact. Și aici, unica explicație este influența politică. Deci noi vorbim de faptul că, plătind în plus, noi acumulăm devieri tarifare mai mult, mai mari. Și atunci, dacă tariful va fi redus, să zicem, peste 6 luni sau peste 9 luni, deja el trebuie să fie redus nu cu 30%, dar cu vreo 40-45%. Da. Lucrul ăsta perfect convine Partidul Democrat, care are o influență asupra agenției și după aia să iasă în public, să se laude că iată, vedeți ce bravo este guvernarea, că a redus tariful. Păi nu, de fapt noi constatăm că în cazul dat, agenția face, zicem, imagine politică Partidul Democrat pe spatele nostru, din buzunarul consumatorilor. Și lucrul ăsta este inadmisibil. De ce noi am venit în public să informăm consumatorii că tariful trebuie redus acum și să adresăm o cerere agenției să facă lucrul ăsta cât mai repede posibil? Pentru că reducerea tarifului la gaz înseamnă că și reducerea tarifului la căldură. 80% din cheltuielile la termoelectrică, care livrează căldură în Chișinău, asta e costul gazului. Și ei cumpără gaz la tariful stabilit de ANRE. Da. Și reducem gazul cu 30%, se reduce și tariful la căldură cu vreo 20-24%. Domnule Ungureanu, de ce această tergiversare în timp? Astăzi, în cadrul conferinței de presă, făceați referire și la un deputat care, în cadrul unui post de televiziune, făcea o remarcă potrivit cărea cerea până la urmă ca gazul să fie ieftinit. Există o logică, există o interdependență pe de o parte, aspectul politic și celălalt aspect economic? Pentru că până la urmă domnul Tofilat făcea referire la acte legislative care ar trebui să nu aibă nicio imixtiune unul asupra celuilalt.
Păi, în mod sigur că așa ar trebui să fie, trebuie să ne conducem după lege, după regulamente. Există instituții de stat, instituții abilitate cu aceasta, precum Agenția Națională de Reglementare Energetică, care dacă s-ar conduce exact după buchea legii, după ceea ce spune, nu ar trebui să fie imixtiunea sau un anumit ordonanță, o indicație din partea vreunui deputat sau din partea premierului, cum a mai fost cazuri, cum că când va trebui să fie micșorate tarifele. Tarifele trebuie să fie micșorate sau mărite, schimbate, ajustate, atunci când cere legea. Și legea spune foarte exact și foarte clar că atunci când deviația aceasta apare de mai mult de 5%, atunci trebuie de făcut această revizuire a tarifelor sau la fiecare început de an. Și foarte exact s-a spus acum că noi suntem în plin sezon de iarnă, sezon de consum mare al gazului natural și el trebuia schimbat acest tarif încă mult timp înainte, pentru că aceste 30%, care sunt cel puțin 30% astăzi deviere, ele nu se ating într-o zi. Nu spunem chiar astăzi, imediat, la ora 12, au apărut aceste 30%. Ele au apărut cu timpul și în acest studiu a fost arătat că datorită micșorării sau schimbării prețului spre micșorare a gazului de import, deci gazul de import care Republica Moldova îl importă s-a micșorat în preț și aceasta se reflectă imediat și în costul gazului care ar trebui să vină către consumator, pentru că cea mai mare parte, este peste 75%, este anume acel costul gazului. Plus se mai adaugă la acesta cheltuielile de transport, cheltuielile de distribuție și așa mai departe. Dar astea sunt o valoare minoră față de dacă... Și noi închipuiți că cea mai mare componentă a scăzut, dar prețul la gaz a rămas tot același. Deci se adună anumite sume de bani și aceste sume de bani iarăși se vor cheltui nu știu cum. Da, aici trebuie să menționăm un lucru. Deci ați menționat, ați adus aminte de... afirmațiile unui deputat al Partidului Democrat. Și vorbim de Sergiu Sârbu, care 3 săptămâni urmă, în cadrul unei emisiuni televizate, la un post public, a promis o reducere substanțială a tarifului la gaz. Vrem să-i reamintim domnului Sârbu, probabil l-a luat, știți, gura pe dinainte să se laude de planurile Partidului Democrat pentru următoarea campanie electorală. Vrem să-i aducem aminte domnului Sârbu că există iată așa o lege simpatică care se numește legea cu privire la energetică. Haideți să o arătăm, votată în, legea numărul 174 din septembrie 2017. Deci legea asta a fost votată câteva luni urmă, în septembrie 2017, în Parlament. Și în articolul 8 al acestei legi este scris foarte clar. Sunt vreo 3 alineate care vorbesc despre independența Agenției de Reglementare. Și chiar am să dau citire special pentru domnul Sârbu. Deci, directorii Consiliului de Administrație al Agenției, asta e alineatul 6, la îndeplinirea atribuțiilor ce le revin, acționează în mod independent de orice interes și nu solicită și nu acceptă instrucțiuni din partea Guvernului, Parlamentului sau altor autorități. Deci, afirmațiile domnului Sârbu care promite o reducere a tarifului înseamnă două lucruri. Ori dumnealui n-a citit această lege și a votat-o cu ochii închiși, ceea ce e destul de grav, ordinul lui nu respectă lucru și mai grav. Deci trebuie să, trebuie să dea o explicație cu ce ocazie un deputat și ce atribuții în genere are deputatul Sârbu cu stabilirea tarifelor în genere, oricăror tarife. Da. Domnul Gureanu, dar această reducere a prețului trebuie să fie văzută în legătură cu ieftinirea pe piața internațională a gazului? Sau cum trebuie privite? Care fapt se datorează? În primul și în primul rând se datorează faptului ieftinirii gazului de import. Pentru că, după cum am spus și după cum este prezent și în studiul respectiv care a fost prezentat astăzi, deci cea mai mare parte este prețul gazului de import. Deci din toată plăcinta aceasta, cea mai mult costă anumit gazul acesta. Plus la aceasta se adaugă acele cheltuieli în plus de transport, de distribuție, cheltuieli de salarizare și așa mai departe. Clar că sunt întrebări și la acestea. Sunt întrebări foarte mari din partea curții de conturi care au fost cum se cheltuie acești bani, cum se importă țevi care se triplează prețul peste noapte la Moldova Gaz și așa mai departe. Deci sunt încă foarte multe întrebări și la cele 25% cât se adaugă, dar din această cauză. Ca să explicăm mai pe simplu oamenilor ce sunt cu aceste devieri tarifare și cum ele apar, spre exemplu, știm că energia, gazul sunt niște lucruri reglementate de stat. Și atât dacă cineva vinde pâine și pâinea o vinde cu 7 lei și este un preț reglementat de stat, dar în realitate el îl costă 5 lei, atunci pentru fiecare pâine câte 2 lei se adaugă și la 1000 de pâini vor fi 2000 de lei. Deci acum noi am adunat peste 10.000 de lei și la următorul stabilire a prețului trebuie acești bani să fie considerați și să fie deduși din preț. Deci nu vor fi doar 5 lei, dar va trebui poate 4 lei să fie pus pentru pâine, exemplu cu pâine. Da. La fel cu gazul, pentru că astăzi consumatorii finali plătesc 6 lei
6.138, deci 6 lei pentru un metru cub de gaz, ceea ce este exagerat de mult. Plus la aceasta, dacă ne uităm la metodica de tarifare și a ceea ce ai pus în tarif, au pus cu rata de schimb valutar pentru gazul natural de 21 de lei per dolarul american, ceea ce astăzi este enorm. Enorm, pentru că este sub 17 lei deja dolarul. Și iarăși aici este un șiretlic prin care se scot bani. Deci sunt foarte multe chițibușuri, foarte multe lucruri la care ar trebui să se atragă atenția, pentru că anume în aceste detalii se ascund lucruri pe care guvernarea încearcă să mai apoi să le profite. Și cred că pe viitor își vor finanța campania electorală, din aceasta asta în cel mai bun caz, dacă nu vor fi iarăși delapidați cumva acești bani și vor spune că au dispărut. Deci trebuie să fim foarte atenți cu acest lucru, pentru că de ce ridicăm această întrebare? Odată cu revizuirea tarifului la gaz, așteptăm, și cum a spus colegul, să revizuiască tariful la energie termică, așteptăm să fie revizuit poate și tariful la energie electrică, dar foarte multe prețuri, foarte multe alte lucruri vor fi de asemenea schimbate, se vor ieftini și cel puțin va mai fi această presiune financiară asupra oamenilor care trebuie să plătească lunar încălzirea, care trebuie să plătească lunar gazul și așa mai departe. Deci sunt niște lucruri care se vor simți în bugetul fiecărei familii. Domnule Tofilat, dar ce trebuia să facă ANRE-ul în această situație? Pe câmp legal vorbesc. Da, ANRE-ul primește trimestrial rapoarte de la operatori, de la Moldova Gaz și de la alți operatori pe energie, pe alte domenii reglementate. Deci, ca să fie pe înțelesul celor care, telespectatorilor, o să luăm un exemplu. Zicem, factura la gaz de 100 de lei, da, să fie ușor de calculat. Păi din acești 100 de lei pe care îi plătim noi pentru gaz, 75 de lei reprezintă costul gazului pe care noi îl achităm la cei care ne livrează, la Gazprom. Restul 25 de lei sunt cheltuielile ca să fie adus acest gaz de la graniță și până la consumator acasă. Acum, prețul de import a gazului a scăzut, să zicem, de la 75 de lei la 45. Deci avem o reducere cu 30 de lei. Respectiv, ANRE trebuie să revizuiască tariful și noi astăzi, în loc de 100 de lei, trebuie să plătim 70. ANRE-ul are și metodologie care spune foarte clar că dacă diferența asta e mai mult de 5%, ei sunt obligați să revizuiască tariful chiar în cursul anului. Da. Nu anual, chiar în cursul anului. Ei lucrul ăsta nu l-au făcut. Acum, noi am comparat ce cheltuieli a inclus ANRE în tarif atunci când l-a aprobat în 2 ani în urmă și care sunt cheltuielile reale pe care le are Moldova Gaz. Și am comparat doi indici. Principala componentă din tarif, cum am spus, este costul gazului. Are 75% din tarif. Păi ANRE, când a făcut calculul tarifului și l-a aprobat 2 ani în urmă, a luat ca referință un preț de 200 de dolari la 1000 de metri cubi și cursul valutar 21 de lei. Deci, realmente, asta se primește în calculul tarifului, stă un preț de import a gazului de 4.194 de lei. Noi, realmente, plătim mai puțin de 3.000 de lei. Respectiv, trebuie neapărat revizuit tariful. Și aici trebuie să mai ținem cont încă de următorul factor. Atunci când ANRE stabilește tariful, ANRE face o prognoză cam ce cantitate de gaz o să fie livrat consumatorilor în decurs de un an de zile, cam în jur de 1 miliard de metri cubi. Cât o să fie cheltuielile pentru a importa acest gaz, cât o să fie cheltuielile pentru a întreține rețelele prin care el circulă, care o să fie pierderile de gaz în rețele, care o să fie salariile care trebuie să le plătim. Deci ANRE face o estimare. Tariful este o valoare calculată. Evident că la operator cheltuielile reale sunt diferite. Și apare o diferență. Această diferență se numește deviere tarifară. Deci, din 2016 până în 2017, ultimii 2 ani, devierea tarifară a fost în favoarea, să zicem, nu că în favoarea noastră, a fost o deviere pozitivă. Deci, noi am plătit mai mult decât a cheltuit Moldova Gaz. Estimativ, e 1,5 miliarde de lei. Din 2011 până în 2015, din potrivă, noi am plătit mai puțin decât costurile pe care le-a suportat Moldova Gaz. Și atunci trebuie să vedem cine totuși a plătit mai mult. A rămas noi datori? Sau Moldova Gaz ne este datoare nouă. Da. Făcând o analiză la aceste devieri din 2011 până în 2017, am constatat că noi, consumatorii, am plătit cu aproape 500 de milioane de lei mai mult decât a cheltuit Moldova Gaz. Și atunci această sumă trebuie să fie dedusă atunci când ANRE va revizui tariful. Pe lângă coborârea tarifului la costurile reale, trebuie să coborâm și mai mult ca să recuperăm și acești bani care am plătit în plus. Respectiv, cu cât ANRE tergiversează aprobarea unui nou tarif la gaz,
cu atât mai mult noi plătim cu dumneavoastră. Deci în fiecare lună noi plătim peste 85 de milioane de lei în plus. Da. Domnul Ungureanu, eu vroiam să vă întreb. De fapt, dacă mergem pe această idee de micșorare a prețului pentru gazele naturale, asta ar duce în lanț și la scăderea prețului pentru energie electrică? Republica Moldova este un importator de energie electrică major. Deci cea mai mare parte a energiei noastre electrice este din import. Deci pe energia de import nu va avea un efect micșorarea prețului la gaze în Republica Moldova. Dar pe acea cotă de energie pe care noi o producem în Republica Moldova, o micșorare se va simți dacă va fi luat în calcul un nou tarif la gaz. Se va simți în partea de energie electrică și, cum am spus, mai mult se va simți la partea de energie termică. Pentru că la partea de energie termică noi avem sistem centralizat atât în municipiul Chișinău, cât și în Bălți, cât și în alte orașe, unde consumatorii finali ar simți acest lucru foarte mult. Dar aici aș vrea să menționez încă un lucru, că, după cum s-a spus, în anii precedenți, 2016-2017, a fost devieri financiare pozitive, deci am plătit mai mult decât să. În anii 2014-2015 au fost cele mai mari devieri negative. Chiar putem să vedem și în acel raport, chiar sunt cifrele date și pe graf și se observă acest lucru. Ce ar trebui să înțelegem? Că anume anii 2014-2015, când a avut loc acea dilapidare mare, acel furt al miliardului, din cauza acelor devieri care au apărut în finanțele Republicii Moldova, am avut și pierderile cele mai mari. Ne scuzați, avem în legătură telefonică pe Sergiu Sârbu, deputat PD. Bună seara, domnule Sârbu! Alo, bună seara! Vă rog ca să discutăm. A renunțat domnia sa, probabil fiind ocupat cu alte chestiuni. Vom încerca să mai reluăm acest aspect cu domnia sa. Revenim la poate discuție. Este tot ce a vrut să spună domnul Sârbu. Poate, nu știu. Regia o să mai încerce să facă legătura. Ziceam, domnule Ungureanu, ați vorbit despre devieri pozitive. Eu vreau să continuăm gândul, dar în același timp și să discutăm și despre transparență financiară. În condițiile în care vorbim despre devieri pozitive, cunosc eu, dumneavoastră și oricine din cei care achită aceste facturi pentru gaze? Cu ce s-a finalizat, cer scuze? Deci sunt aceste devieri pozitive. Acum, împreună cu grupul de experți, am înaintat această cerere către ANRE, către organul abilitat, care este abilitat de stat și este împuternicit ca să controleze ce se întâmplă cu aceste devieri, unde se duc ele, pentru că nu putem spune că unii ar putea spune, bine, întreprinderea are profit, a vândut mai scump decât a cumpărat, deci este profit, dar trebuie să înțelegem că acestea sunt întreprinderi din sectorul energetic și profitul lor, veniturile lor, cheltuielile lor, toate sunt reglementate. Ei nici nu au dreptul să facă cheltuieli care nu sunt reglementate de stat, să-și cumpere, nu știu, mașini cele mai bune sau 4x4 la toți lucrătorii lor. Realitatea deci, demonstrează altceva. Lucrurile astea trebuie să foarte bine controlate și... Noi am mai ridicat întrebări privitor la consultanța juridică care o are Moldova Gaz, care o avea de la un renumit avocat, privitor la alte întrebări, cine și cum, spre exemplu, 2016, când s-a revizuit tariful, iarăși nu s-a procedat la procedură transparentă. A fost micșorat tariful exact cu 10%, cât a spus, cât a promis premierul Filip, proaspătul premier atunci Filip, ca să își ridice un pic ratingul. Deci lucrurile astea într-o societate normală, într-o societate cum vrem noi să fim dezvoltată europeană, nu trebuie să se întâmple. Există lege care spune că imediat ce s-a atins acea deviere de 5%, atunci trebuie să se revadă tariful. Și aici nici Moldova Gaz nu vrea să scrie cerere pentru că, sau să se adreseze către ANRE și nici ANRE-ul nu se autosesizează. Deci rămâne doar societatea civilă să se autosesizeze ca să vadă că ce se întâmplă cu acești bani. Exact. Apropo de aceste devieri tarifare, deci noi avem două situații, după cum am menționat. În 2011-2015, Moldova Gaz a cheltuit cu 1 miliard de lei în plus față de ce era aprobat în tarif, pentru că s-a scumpit gazul. În 2016 și 2017, din potrivă, a cheltuit cu 1,5 miliarde mai puțin. Respectiv, pe noi, ca și consumatori, ne interesează dacă acest 1,5 miliarde de lei care noi l-am plătit în plus în ultimii 2 ani, a mers sau s-a folosit de Moldova Gaz, da, plătească în avans sau să achite o parte din datoriile către Gazprom. Deci, anume întrebarea asta este una din cele trei întrebări pe care le adresăm la ANRE. Este domnul Copac în legătură telefonică cu noi. Alo, bună ziua! Da, spuneți.
Domnul Copaci, sunt Vlad Mădan de la Accent TV. Astăzi discutăm despre această conferință de presă desfășurată pe parcursul zilei, ceea ce privește tariful pentru gazele naturale, și experții economici spuneau că el trebuie să fie redus. Cum vede ANRE-ul această problemă în condițiile în care vorbim despre 1,5 miliarde de lei economisiți în ultima perioadă de timp? Deci eu nu aș vrea să comentez comentariile expertilor care au luat niște date, să zicem așa, nu știu, nu vreau să te comentez. Dar există premize reale pentru ieftinire? Dar ce vreau să menționez, ei au făcut trimitere la niște date parțiale de prima jumătate a anului, care nu sunt veridice pentru datele anuale, cu atât mai mult prețul pentru ultimele 3 trimestre în creștere la gaze naturale. Deci, domnule, asta e prima la mână. A doua la mână, reaplică principiile Uniunii Europene de reglementare a tarifelor și prețurilor, inclusiv la gaze naturale. Aceste principii, în principiu, sunt reflectate în legea cu privire la gaze naturale și sunt reflectate și în metodologie de calculare și aprobare. Dar spuneți-mi, vă rog, există premize reale de a ieftini? Poftim? Premize reale, deci, pentru ieftinire. Deci, la moment, așteptăm care sunt calculele finale anuale referitor la rapoartele financiare, care urmează să le prezinte operatorii sistem care operează în piața gazelor naturale. Totodată, raporturile legate de prețurile, care sunt prognoze de prețurilor pentru anul viitor, și tot ce e legat de volumele de gaze care au fost procurate, care urmează să fie livrate, și după aceea ANRE va reveni cu reacții, cu calculele corespunzătoare și cu deciziile corespunzătoare. Domnul, referitor la ajustarea tarifelor. Domnul Tofilat are o întrebare către dumneavoastră, dacă nu vă supărați. Domnul Tofilat. Nu, deci îmi cer scuze, deci nu aș comenta declarațiile politice domnului Tofilat. Domnul Mureanu, atunci. Domnul Copaș, deci, noi la cifre vrem să ne referim. Domn director, spuneți, vă rog, care este prețul mediu de procurare a gazelor pentru anul 2017, dacă aveți datele finale? Cu părere de rău, a renunțat domnia sa. Deci când ajunge la cifre, domnul Copaci nu vrea să discute. Eu totuși aici aș avea de spus. Domnul Copaci a spus că nu vrea să comenteze comentariile experților, dar a intrat într-un adânc comentariu și a expus foarte adânc părerea sa. Deci, în primul rând, este foarte straniu când un director, o persoană care reprezintă reglementatorul și care trebuie să comenteze, care trebuie să spună ce aici se întâmplă, mai ales cifre. Nu au fost doar comentarii, ci au fost prezentate cifre reale și calcule și se eschivează. Deci asta este informație publicată de ANRE. O eschivare și este tot, toate acestea sunt bazate pe informațiile din ANRE. Și al doilea lucru care este straniu și cât l-am auzit acum, că tariful crește. De unde crește? Pentru că noi avem informații concrete că gazul livrat de către Gazprom nu crește, ci scade. Încercați să aflăm de la dumneavoastră. Deci nu am putut să o ținem și încă o altă teză care a expus-o dumnealui. A spus foarte scurt, dar a expus atâtea teze în care vrem haide să... Ei așteaptă. Cât așteaptă? Ei știu cât ne costă pe noi fiecare zi de așteptare a lor. Deci cât de efectiv lucrează înseamnă ca agenție și cât de eficient sau cât de justificate sunt acele salarii. Dar atunci se pune întrebarea dacă lor trebuie să aștepte jumate de an ca apoi să se gândească, da, bine, trebuia sau nu trebuia, dar în această jumătate de an fiecare om plătește milioane de lei, deci fiecare. Societatea întreg plătește pentru acest gaz, pentru că este un tarif nejustificat. Deci aici trebuie să lucreze un pic mai repede, prin această, doar înțeleg că sunt neeficienți, lucrează foarte și nici nu sunt transparenți, pentru că să spui că nu vrei să comentezi comentariile experților, păi asta este pur și simplu o lipsă de respect față de societate. Da, domnul Copaci măcar găsea 2-3 minute libere să deschidă această analiză, poate vedea că aici sunt peste 11 referințe la documentele publicate de ANRE. Deci toate cifrele care sunt luate în calcul în acest studiu, în această notă analitică, sunt din documentele publicate de ANRE. ANRE trebuie trimestrial să publice statistică privind cât noi plătim real pentru gazul importat și eu publicat pentru anul trecut doar pentru primele 6 luni informația. Chiar și de acolo se vede că prețul de import a gazului e 2.997 de lei, față de 4.200 cât e în tariful actual. Chiar și la deja cursul de schimb de 21 de lei pe dolar, chiar și la aceasta. Exact. Da. Nu. Haideți să vedem care va fi reacția ANRE, pentru că noi mâine o să le depunem o cerere oficială și vrem să vedem și răspunsul lor, dacă domnul Copaci zice că prețul mediu de import a gazului pe 2017 a fost mai mare, păi ok, hai să spună cifra exactă, să facem împreună calculele și să vedem cine are dreptate.
Despre declarațiile politice, eu nu am cerut de la dumnealui un comentariu, asta e treaba domnului Sârbu. Mă, dacă lor le trebuie încă 6 luni pentru să aștepte calculele, le facem noi mai repede. Lasă să adreseze, că sunt experți care fac un 12 luni. Dacă la Andrei exista voință să clarifice situația, în primul rând, Andreu are dreptul să aibă acces la orice fel de documente. Deci el liniștit poate cere de la Moldova Gaz factura pentru luna decembrie să ne spună, oameni buni, noi am plătit pentru gaz 2.000 de lei sau 3.000 de lei. Experții spun că e mai puțin sau mai mult. Deci să iasă cu cifre, cu documente și atunci discutăm. Dar așa să ne povestească pe degete că ei știți, e mai mult sau mai puțin. Domnul Copaci, îmi trebuie concret cifra. Da. Lăsați declarații. Eu, în calitate de jurnalist, aici trebuie să fac o mică remarcă. Regia a încercat în mod repetat să facă legătura cu deputatul PD, Sergiu Sârbu, însă, cu părere de rău, nu dă curs intenției noastre de a intra în legătură și de a răspunde, poate, la cele întrebări care au apărut. Am văzut domnul Copaci și a expus punctul de vedere, după aceea a renunțat. Urmează să vă întreb, domnilor experți, urmează consultări publice pe baza acestei inițiative de reducere a tarifului? Domnul Ungureanu. Împreună cu colegii vom hotărâ această întrebare, dar în mod normal, ar trebui să... Dar vom organiza acțiuni de sensibilizare a opiniei publice, inclusiv și conferința de astăzi a fost una dintre acestea. Vom depune cereri și vom încerca totuși să aflăm, să facem un pic de transparență în acest lucru și vom vedea cât de colaborativi sunt cei de la agenție. În principiu ar trebui să fie colaborativ pentru că aici merge sau discutăm despre banii publici, despre banii fiecăruia din noi. Pentru că până la urmă și instituțiile de stat cheltuie, până la urmă și primăria Chișinăului și nu doar a Chișinăului oferă indemnizații pentru păturile sociale vulnerabile care au nevoie de ajutor social pentru a compensa acele anume costuri la căldură. Și iată, din acest cost la căldură el se duce din bugetul local. Deci lucrurile sunt foarte complexe aici și aceasta atrage după sine o serie întreagă de elemente, o serie întreagă de schimbări. Și am fi vrut să aflăm mai multe informații de la domnul Copaci, păcate că nu a vrut să discute și doar a expus foarte repede un punct de vedere care nici nu știu dacă este al său, nici nu pot să garantez că este al dumnealui, dar și a plecat. Deci pur și simplu lasă impresia că oamenii nu prea vor să discute, că nu au ce răspunde la aceste lucruri. Da, domnul Tăflat. Deci lucrurile sunt foarte simple. Calculele arată din cifrele publicate de ANRE. Arată foarte clar că noi astăzi trebuie să reducem tariful la gaz cu 25-30%, după care urmează să fie redus și tariful la căldură cu 20-24%. Și asta e important să fie făcut acum, în sezonul de iarnă, când facturile sunt mari și starea financiară a cetățenilor. E mai precară, da. Exact. Deci acum trebuie. Nu vara, nu toamna, nu peste un an, nu peste doi. Acum trebuie de făcut lucrul ăsta. Noi o să depunem mâine o adresare la Andrei, așteptăm încă un coleg să vină în Chișinău și să o semneze. Le vom da ceva timp, nu știu, o săptămână, poate două, să vină cu o reacție și cu niște cifre argumentate din partea lor, pentru că pot să-i spun domnului Copaci că este statistica publicată de Banca Națională pentru trimestrul 3 și acolo prețul gazului la fel, destul de jos, în jur de 3.000 de lei pentru 1.000 de metri cubi. Nu știu de unde el, poate el are alte cifre, aș vrea să le vedem. Domnia sa dădea de înțeles că operează cu alte cifre, cel puțin așa am înțeles. Exact. Și dacă Andrei refuză să intervină acum, să anunțe dezbateri publice, să publice proiectul de cheltuieli care urmează să fie inclus în tarif, atunci noi vom găsi și alte modalități să exercităm presiune pe... Să cerem de la Andrei să respecte metodologia, inclusiv, dacă va fi necesar, vom organiza și proteste. Da, pentru că ține buzunarul fiecăruia de noi. Noi astăzi am plătit deja peste 1,5 miliarde de lei în plus. Unde se duc acești bani? De ce ANRE nu scade tariful acum? Domnule Ungureanu, 85 de milioane plătim în plus practic lunar. Nu știm 3 milioane de lei pe zi. 3 milioane de lei pe zi. Nu știm când cei abilitați se vor decide ieftinirea gazului. Vreau să vă întreb, dacă lucrul ăsta se va întâmpla, nu știu, în aprilie, mai, să presupunem, cum rămâne cu aceste luni anterioare? Urmează să fie recalculat cumva? Urmează să ne fie returnați acești bani? În mod normal, în mod ideal sau bine, în mod normal, cum ar trebui așa să se întâmple. Deci să se facă o revizuire a tarifului, să se introducă aceste devieri, poate în următoarele tarife, deci vom plăti, dacă chiar și nu se vor schimba, dar vom plăti pentru următoarele luni, următorul sezon de încălzire mai puțin, chiar și dacă prețul de import, deci conform tariful va fi un tarif, acesta va putea fi coborât un pic, anume pentru a absorbe și acești bani care s-au adunat.
Dar iarăși aici noi nu putem vorbi pentru că devieri de la legislație, devieri de la metodologia de calcul, devieri de la diferite acorduri care le are ANRE-ul cu societatea și cu Parlamentul, deci sunt foarte multe. Deci, și nu trebuie exclus factorul politic, care din păcate încă și are locul în acest sector foarte important, cum este reglementarea. Și iată, deputatul Sergiu Sârbu, care iarăși din păcate nu a putut fi contactat, chiar am vrut să vedem care este poziția lui, care sunt condițiile lui, deci iarăși am auzit doar acele sunete din partea telefonului, dar niciun comentariu din partidul, pentru că nu are cum un deputat, chiar fie el și juristul Partidului Democrat sau altul, să spună că vom micșora tarifele la gaz și anume noi vom face lucrul acesta. Pentru că asta iarăși este, pe lângă faptul că este o declarație de PR, o declarație politică, este și una care este la limită cu legea. Din păcate este un vid legislativ încă în Republica Moldova în acest sens. Nu a fost niciun funcționar public până acum tras la, într-un vreun fel la răspundere, măcar, nu știu, administrativă pentru asemenea declarații și nici ANRE-ul, nici agenția, nici ceilalți operatori de piață care nu respectă această legislație când devierea tarifară este mai mare de 5%, nu am văzut niciodată să fie amendat sau cel puțin trasă la răspundere ca agenția pe viitor să nu se mai întâmple asemenea lucruri. Și noi riscăm ca iarăși să cădem în aceste capcane și riscăm ca de fiecare dată când cineva va vrea să-și facă capital politic, vom fi în preajma cărorva alegeri, tarifele să fie folosite ca un instrument de PR politic. Și iarăși va veni cineva foarte frumos de la birou interesant și va spune, uitați-vă, oameni buni, eu vă micșorez vouă tariful și acest lucru va fi pus în afișe electorale. Deci vreau ca să evităm acest lucru, ca atunci oamenii de la guvernare să vor gândi cum să îmbunătățească cu adevărat situația în Republica Moldova, dar nu să mărească tarifele și apoi să le micșoreze imediat ca niște vrăjitori care au venit și ne-au făcut viața mai bună. Deci lucrurile astea nu ar trebui să se întâmple, ar trebui să gândească la un lucru real. Domnule Tofilat, eu sunt sigur că cei care ne urmăresc la această oră se întreabă, bine, avem aceste devieri pozitive, până la urmă, aceste mijloace financiare care s-au adunat puteau fi cheltuite în interesul instituției, nu știu, mă refer aici inclusiv la salarii, majorarea lor, la mărirea numărului de angajați și așa mai departe. Poate fi o explicație într-o oarecare măsură sau nu este plauzibilă, nu este în câmpul legal. Deci orice bănuț care îl primește Moldova Gaz, el are o anumită destinație. Deci noi vorbim de metodologie de calcul a tarifului care prevede foarte clar care sunt cheltuielile care se includ în tarif. Da. Dacă Moldova Gaz cheltuie acești bani pe alte scopuri, ANRE este obligat să nu includă în tarif aceste cheltuieli, să și le asume acționarii. Da, este Gazprom, este Guvernul Republicii Moldova. Apropo, dacă sunt depistate fraude la Moldova Gaz, dar ele sunt depistate, avem 4 hotărâri ANRE încă din 2012, sumă totală peste 240 de milioane de lei, pe achiziția conductelor la 4-5 prețuri. Păi aceste fraude trebuie investigate de procurori și banii recuperați și întorși ori acționarilor, ori consumatorilor. Noi avem răspuns de la procuratură, nu de la procuratură, de la Ministerul Economiei, care este ministerul de ramură, că, vedeți voi, procuratura a analizat materialele transmise de ANRE în 2012, când se procurau, repet, conducte de gaz care de la producător ieșau cu $77 metrul linear, dar Moldova ajungeau, nu de la procurator, pardon, deci producătorul ucrainean le livra pe documente cu $77 metrul linear. În Moldova, camionul venea deja cu marfă din Cipru sau din Panama cu $350 metrul linear. Deci atunci au fost depistate fraude. În total era vorba de vreo 240 de milioane de lei. Procuratura n-a găsit niciun motiv de a deschide, de a intenta dosare penale. Adică e ok să cumpere Moldova Gaz conducte cu 4-5 prețuri. Tot ce a putut face ANRE în cazul dat este să exclud aceste cheltuieli din tarif. Dar, să nu uităm, Guvernul Republicii Moldova este acționar la Moldova Gaz cu o cotă de 35% și 33%. Guvernul Republicii Moldova suntem noi cetățenii Republicii Moldova. Deci noi tot am fost prejudiciați. În cazul dat, procuratura la fel acoperă fără de legile care au loc la Moldova Gaz. Și, repet, fiecare bănuț care îl plătesc consumatorii, Moldova Gaz trebuie să-l cheltuie în conformitate cu acele capitole de cheltuieli care sunt incluse în metodologie, în tarif. Dacă iei banii ce cheltuie nejustificat, atunci este treaba ANRE-ului să nu includă acești bani în tarif. Și să și le asume acționarii. Dacă el vrea să ia o mașină de 100.000 de euro,
Nu are decât să o facă. Să o facă din banii acționarilor, nu din banii noștri. Da? Da. Domnul Ungureanu, în acest studiu pe care l-ați prezentat astăzi, reiterați poziția că autoritățile centrale să efectueze un audit la Moldova Gaz. Cât de frecvent are loc un audit acolo și care sunt datele pe care ne le prezintă aceste audite? Deci, un audit ca atare, un audit după toate normele, după toate regulile, nu a avut loc în această instituție de foarte mult timp. Deci, nu știu de la momentul fondării, din 99-2000. Da, iată, colegul știe, chiar nu s-a făcut. Noi cerem să fac un audit transparent, un audit conform tuturor rigorilor, pentru că cei ce s-a mai încercat a face anii trecuți când s-a prezentat un... Nu știu, ei spun audit când au arătat că cifrele 3 plus 3 fac 6 și nu fac 12. Deci asta este așa o mimare, doar ca să închidă gura un pic societății civile, dar nu să... Dar pe lângă aceasta, noi mai avem încă un instrument care noi ca stat și Republica Moldova ar trebui să-l utilizeze. Este Comisia de Cenzori, care este în cadrul Moldova Gaz, care de asemenea este formată și din membrii de la Ministerul Economiei. Și anume, acești cenzori sunt cei care au obligația de a verifica fiecare cheltuială, fiecare bănuț unde s-a dus și de asemenea și de a scoate la iveală aceste devieri tarifare, unde ele ajung și cum sunt tratate mai departe. Deci lucru care iarăși nu s-a făcut. Și iarăși ne punem întrebarea, cât de eficient este guvernul sau Ministerul Economiei prin reprezentanții săi în cadrul companiei Moldova Gaz. Pentru că Moldova Gaz nu este o companie, hai să spunem, în 100% moldovenească, controlată de Guvernul Republicii Moldova, dar are o cotă parte destul de mare și există o serie întreagă de pârghii prin care se poate de influențat. Prin acționari, prin comisia de cenzori, chiar însăși prin reglementator, toate aceste pârghii nu sunt acționate cu bune intenții sau cu rea intenție, deci sau din prostie sau din că așa vor ei, pentru a tergiversa aceste lucruri, pentru a aduna aceste sume de bani. Nu m-aș mira dacă aceste sume de bani într-un viitor apropiat sau îndepărtat să ajungă prin anumite conturi offshore și apoi să spună că iată, nu mai avem acești bani și trebuie iarăși să începem calculul de la început, fără a lua în considerație acele devieri tarifare care s-au adunat. Asta ar însemna că va fi o micșorare de tarif, dar nu neconsiderând și acele devieri tarifare care s-au acumulat. Deci acei bani care deja s-au acumulat și trebuie să micșorăm tariful încă cu o anumită cotă. Deci lucrurile astea pot să se întâmple în diferite, deci, cu diferite pretexte, cum s-a mai întâmplat în Republica Moldova. Și trebuie să nu uităm că există scheme. Și dacă vedem o ineficiență atât de mare din partea guvernului, nu vedem oameni care să fie trași la răspundere pe baza schemelor precedente deja care s-au făcut, nu vedem anumite rezultate ale procuraturii pe baza cel puțin de acelor țevi care au fost importate cu un preț triplu, atunci noi nu putem avea siguranță ca societate, ca oameni, ca experți, că lucrul acesta se va face corect. Și nu avem siguranța că este interesul guvernului și interesul Ministerului Economiei ca să scoată la iveală toate aceste lucruri. Pentru că, în primul rând, ar trebui să fie interesul lor ca să vadă că cheltuielile să nu se întâmple altele decât cele care sunt reglementate. După cum am spus, ANRE-ul reglementează nu doar profitul companiilor și tariful, dar reglementează și cheltuielile lor, reglementează și toate veniturile care sunt. Deci lucrurile trebuie să fie foarte strâns legate de cadrul legislativ. Iar la noi observăm că aceasta nu se întâmplă. Da, apropo, da. Este o întrebare așa interesantă la ANRE. Dacă tot domnul Copaci a ținut să spună că ei își îndeplinesc bine misiunea, ar fi bine să ne explice din ce cauză site-ul Moldova Gaz nu e publicat niciun raport financiar al companiei, deși în legea privind gazele naturale este scris negru pe alb că îi trebuie să publice toate rapoartele financiare pe site. Cum Andrei o verifică lucrul ăsta? Asta mie mi-e interesant. Da. Și la capitolul cheltuieli, deci, după cum am spus, din tariful care noi îl plătim, 75% e costul gazului, 25% sunt alte cheltuieli și ele țin de întreținerea rețelelor de gaz, achitarea salariilor la oamenii care... Achitarea salariilor la oamenii care întrețin aceste rețele, pierderile în procesul de transportare a gazului, da, deci dacă transporți gazul din punctul A în punctul B, sunt careva pierderi de gaz. E ceva normal, important să vedem dacă ele sunt justificate, ce aici include ANRE un tarif. Și aici sunt mari semne de întrebare. Anume din acest considerent, noi am solicitat încă în 2015, în septembrie, am făcut o adresare comună din partea la mai mulți experți către instituțiile de stat să efectueze un audit la Moldova Gaz. Că noi să vedem totuși. Ce ok, dar unde se duc banii care îi plătim noi? Da? Care sunt cheltuielile justificate și care cheltuieli nu sunt justificate? Adică bani pur și simplu furați din Moldova Gaz. Și dacă sunt furați, înseamnă că trebuie să dăm persoanele responsabile
Unde au plecat acești bani? Să le confiscăm proprietățile, să le vindem și să recuperăm banii. Pentru că așa este, trebuie să fie într-un stat normal. Și mai devreme sau mai târziu, vrea Andreea sau vrea Partidul Democrat, nu vrea, mai puțin contează, o să ajungem să facem lucrul ăsta. Și credeți-mă că o să depistăm multe lucruri interesante. Pe lângă cele 240 de milioane de lei care au fost depistate de Andreea în 2012, și pentru, apropo, din cauza asta a fost un atentat la viața domnului Nicolae Răileanu, fost director Andreea, i-a pus o grenadă în mașină în aprilie 2012. Pe lângă acele cheltuieli nejustificate, mai sunt ceea ce am depistat noi, servicii de consultanță juridică din partea chipurile unui avocat, Valerian Măzat, care acum se odihnește undeva prin penitenciare. Acolo tot au fost spălați niște bani și eu sunt sigur că cheltuieli de genul ăsta sunt o sumedenie. Și dacă noi le punem cap-coadă și vedem care e amploarea lor și le vom scoate din tarif, acolo să fie rezerve destul de mari de redus tarif. Da, domnul Ungureanu, am în fața aici aceste date pe care le-ați oferit astăzi. Vreau să ne oprim în cele ce urmează la costurile de transportare a gazului până la consumatorul final. Și aici există un element foarte important în viziunea mea, pe lângă pierderile rețea, amortizare și costurile pentru defacturarea consumului, rentabilitatea sau profitul operatorului. Din start ar însemna că acest operator nu poate să activeze în minus, da? Da, deci din start ei au un anumit profit care este reglementat și este iarăși trebuie să fie controlat foarte bine de către Agenția de Reglementare Energetică. Deci ei trebuie să... Și atunci cum s-a întâmplat că am vorbit de ceva mai devreme de devieri negative? Cu toate că este acest tarif, tariful este un instrument planificat. Deci este, noi planificăm să avem atâtea cheltuieli, noi planificăm să avem atâtea pierderi și așa mai departe. Dar la final de an, când se fac totalurile, se observă că au fost în pierdere sau au fost în profit. Deci ele trebuie să fie, dar atunci când apar aceste devieri negative, atunci profitul pur și simplu nu se acumulează. Dar în contul celor care vor apărea pozitive s-a acumulat. Deci avem că în anii care au urmat, în 2016-2017, s-au acumulat devieri pozitive care au acoperit acele devieri negative care au fost în anii precedenți. Deci rentabilitatea sau profitul operatorului este un element care de asemenea se conține în formula de tarifare. Cât este ea? Este dependența. Deci e bine să luăm un exemplu. Noi cu toții, chiar să demonstrez, noi cu toții ne folosim deja un dispozitiv care se numește telefonul mobil. Da. Închipuiți-vă că pe piață, în Republica Moldova, există doar o singură companie care importă telefoane mobile. Dacă el va stabili discreționar prețurile, așa cum îi place lui, ce se poate întâmpla? El poate pune două, trei prețuri, da? Pentru că el nu are concurență și noi nu avem de la cine cumpăra telefoane, zicem așa. Păi în acest caz, este un caz clasic de monopol natural, intervine statul și spune, dragul meu, noi stabilim ție prețul, plafon, cu cât tu poți vinde acest produs, noi îți acoperim toate costurile pe care le ai și stabilim un profit limitat. Zicem, nu știu, 10%, 15%, în funcție, de regulă să ia în funcție de costul capitalului și riscul țării. Deci de ratele dobânzii, operatorul, în cazul dat, sau hai să zicem, investitorul, el fie poate spune banii ăștia la depozit, zicem, la o rată de, nu știu, 6-7% anual. Fie îi investește în acest business unde nu are concurenți și primește un profit ceva mai mare, de 10-11%. Deci el este stabilit de Andreea. Acum ce se întâmplă? Andreea când îi planifică prețul la produs, ea face niște calcule, niște aproximări. Să zicem, telefonul ăsta costă 100 de euro, facem abstracția acum de cheltuieli vamale, de transport. Și Andreea o spune, eu ți-l pun cu 2000 de lei, da, 100 de euro, cursul 20, 2000 de lei și îți mai dau încă 10% profitul tău. Iată, prețul e 2200. Ce se întâmplă dacă cursul euro crește de la 20 de lei la 25 de lei sau la 30 de lei? Costurile deja cresc de la 2000 la 3000 de lei, plus 10% profitul care trebuie să-l obțină compania. Da. Deja prețul plafon trebuie să fie 3300. Operatorul vine și se adresează la Andreea. Oameni buni, iată costurile, ridicați-mi, vă rog, prețul. Ce s-a întâmplat până în 2015, până vara? Andreea, la indicația politică, a spus că nu, haideți să mai așteptăm, iată avem alegerile parlamentare în noiembrie 2014, urmă avem alegerile locale. Tu până ce vinde telefonul și ala la 2200 de lei, dar noi pe urmă să vedem cât tu ai pierdut, da, și o să includem în tarif. Și ce se întâmplă? Operatorul, în cazul dat,
cheltuie 3.000 de lei pe telefon și îl vinde cu 2.000 să-și acopere costurile, el primește în schimb de la consumator doar 2.000 de lei. Deci el rămâne dator la cel care îi livrează produsul sau se împrumută de la bancă să se achite cu furnizorul de peste hotare și atunci trebuie să închidă creditul la bancă. Și atunci ANRE-ul, când revine asupra prețului, el trebuie să ridice prețul, în cazul dat la telefon, la acei 3.300 de lei care să-i acopere costurile, plus vadă cât a rămas dator acest operator la bancă, în cazul dat, și să includă și aceste devieri în preț. Sau, din potrivă, dacă prețul a scăzut, înseamnă că trebuie să vadă cât el a primit în plus de la consumator și să scadă prețul. Pentru că asta trebuie să se ocupe ANRE-ul și, din păcate, noi nu vedem lucrul ăsta. Din simplu motiv că ei, în cazul dat, ANRE-ul nu vrea să revizuiască tariful la gaz, ca să ne impună pe noi să plătim, să creditem compania, să achităm în avans încă vreo 800 de milioane de lei până în ajung de alegerile parlamentare. Și atunci scadă tariful nu cu 30%, dar cu 45%. Da. Și să iasă domnul Pavel, Bureanu, Filip sau Sârbu sau cum se întâmplă că aici se operează cursul dolar-leu, cer scuze, 21%. E o rată fabuloasă, nu știu, ține de misticism. Iată, cum este stabilită? În baza căror criterii? Iarăși e o întrebare care trebuia să fie ridicată puțin mai înainte, dar când au avut loc acele fraude bancare în Republica Moldova și cursul valutar era instabil, s-a ajuns la situația că au fost pierderi destul de mari din partea operatorului. Ei aveau tarifele stabilite la precedenta rată de curs valutar de 11,90 lei, dacă nu greșesc. Deci aveau un curs foarte mic și apoi au hotărât să-l mărească, presupunând că cursul va crește încă foarte mult. Și au pus la un curs de 21 de lei care să acopere o perioadă mai mare. Andreu ia cursul ăsta. Andreu și, la... Da, o secundă să spuneți, domnule. Specific o chestie. Deci Andreu a stabilit tariful 2 ani în urmă, în ianuarie 2016. Ei au luat o prognoză de cheltuieli pe un an de zile. Cam care o să fie prețul mediu pentru gaz, cam care o să fie cursul mediu, cifrele astea se iau de undeva. Cursul, în cazul dat, a fost luat din prognoza făcută de Ministerul Economiei. Așa care nu s-a adevărat până la urmă. Exact, da. Deci la sfârșit de an, ANRE trebuie să facă totalurile. Oamenii buni, noi am pus un curs estimativ în ianuarie de 21 de lei pentru dolar. Ne-am uitat cât, de fapt, a fost cursul în, okay, da, fost an. A fost 21, ok, tot e bine. A fost 19, hai să scădem din tarif. Și lucrul ăsta nu se face 2 ani de zile. Da. Și deja e 2017, s-a terminat 2016, deja e 2018 și încă nu au făcut lucrul ăsta, toate că dolarul a scăzut foarte mult și are și este o sursă de pierderi, pentru că dacă ne uităm la tariful care Gazprom vinde gaze Republicii Moldova, acesta a scăzut foarte mult și a ajuns astăzi la 184 de lei de dolari per 1000 de metri cubi. Deci lucrul ăsta, mulțită cu o rată de schimb care este actuală, de 17 lei, ar fi mult mai mic chiar decât tariful ăsta care astăzi este calculat. Deci... Domnilor invitați, ținând cont și folosindu-mă de această ocazie că sunteți în studioul Reflector Analitic, vreau să vă întreb pe final de emisiune. Acum câteva zile am fost martorii unei majorări de preț pentru carburanți. Cât de justificată este? Iarăși ANRE-ul este cel care stabilește odată la două săptămâni, dacă nu mă înșel în memoria, prețurile, da? Exact. Aici, în opinia mea și în opinia mai multor economiști cu detalii internaționale, deci, Parlamentul a modificat legea privind piața produselor petroliere la sfârșitul anului 2015 și a obligat ANRE-ul să stabilească prețurile plafon la carburanți. Deci, noi vorbim de o piață concurențială, de nu știu ce, dar, de fapt, guvernarea folosește metode sovietice, da? Când statul trebuie să dicteze prețul. Control total. Exact. Eu vreau să le reamintesc celor din Parlament că ar fi bine să se gândească înainte ca să aprobe careva legi. Deci este un studiu făcut de un institut de cercetare economică din Germania care au analizat peste 400 de lucrări despre modul de formare a prețurilor la carburanți din 70 de țări, din anii 80 până acum. Și acolo concluzia este foarte clară. Nu are statul ce se băga în piața produselor petroliere. Ea trebuie să fie o piață liberă, competitivă. Acum, ceea ce ține dacă ANRE stabilește corect sau nu prețurile, componenta principală din costul benzinii sau motorinii este costul acestui produs pe bursele internaționale. În cazul dat vorbim de cotațiile plăți de evoluția prețurilor pe burse în Europa. Aceste cotații sunt cuplate, 70.000 de dolari anual costă abonamentul.
Deci da. Noi cu dumneavoastră nu avem posibilitate să verificăm lucrul ăsta. Domnule Ungureanu, scurt, de regulă concetățenii noștri atunci când sunt martorii la aceste scumpiri, în mod special pentru carburanți, se întreabă un singur lucru. Urmează și celelalte înălți, vorbim despre alte scumpiri, pentru că primii, probabil cei care vor reacționa, vor fi transportatorii. Vor zice că lucrează ineficient. Corect. Deci, de fiecare dată, scumpirea carburanților atrage după sine un lanț întreg de scumpiri, pentru că transportul, într-o măsură oarecare, participă practic la toate produsele și serviciile. În careva mai mult, în careva mai puțin, deci există o medie pe economie, dar dacă lucrurile se vor menține așa, deci imediat că ne vom aștepta și la anumite scumpiri. Ideea este că trebuie schimbată metodologia, ca nu de fiecare dată, la fiecare două săptămâni, să iasă ANRE-ul și toți stea cu inima la gură să gândească cum va scumpi sau se va micșora. Deci acesta este o intransparență totală. După cum am spus, aceste cotate și o emisiune a politicului. Sigur că și este, noi nu putem să avem, să știm, corect se calculează sau nu corect. Iar și este deci o netransparență. Da. Europa nu se stabilesc așa. Domnule Tofilat, domnule Ungureanu, eu țin să vă mulțumesc pentru prezența la această emisiune și pentru explicațiile pe care le-ați făcut telespectatorilor. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii. Stimați telespectatori, a fost Reflector Analytics, sunt Vlad Madan. Vă mulțumesc pentru atenția de care dați dovadă. O seară bună, pe curând!